O tânără a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni din fața primăriei Chișinău, iar scena a fost surprinsă de o cameră de bord. Din imaginile video postate de un internaut, se vede că victima a luat-o la fugă pe zebră, fără să se asigure, fiind lovită de partea laterală a automobilului care venea din sens opus. Victima are 20 de ani și a fost dusă la spital cu diverse traumatisme. La volanul mașinii de model Jeep se afla un bărbat de 68 de ani, care a rămas la fața locului până la venirea poliției. Un alt accident din capitală s-a produs după ce un șofer grăbit a decis să meargă după propriile reguli. Un martor ocular a postat imagini cu momentul accidentului. În video se vede cum șoferul nu respectă distanța și lovește un alt automobil pentru că a frânat prea târziu. Pentru fapta sa, șoferul riscă 3 puncte de penalizare și 1.500 de lei amende. Amintim că în toată țara a fost emis cod galben de Viscol și Lapoviță. În acest sens, Inspectoratul Național de Patrulare recomandă conducătorilor auto să adopte o manieră prudentă de conducere și să adapteze viteza de rulare la condițiile de drum și trafic.